Astăzi aș vrea să vorbim puțin dintr-un capitol pe care nu l-am citit încă din Exod, dar pe care urmează să-l citim săptămâna viitoare, probabil. Însă are legătură cu ce am citit și dacă Dani a spus că Dumnezeu a vorbit până aici din Exod, eu cred că Dumnezeu o să ne vorbească și astăzi tot din Exod. O să vorbim despre închinare. Și acum aș vrea să mă ajutați puțin și dumneavoastră. Astăzi chiar o să interacționăm, o să încerc să facem să interacționăm cât de cât. Să vedem dacă ne aducem aminte una dintre definițiile închinării pe care vi le-am spus la un moment dat, în urmă cu ceva timp. Și vreau să pornesc din acest punct pe care l-am lăsat atunci așa. Haideți să vedem dacă vă mai aduceți aminte de această definiție a închinării. O încep eu, ca să nu să scoatem elefantul din cameră. Închinarea este... Ok, până aici bine. Închinarea este tot ceea ce facem noi la adresa lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi și pentru tot ceea ce este El. Deci încă o dată, închinarea pe care noi o aducem lui Dumnezeu este ceea ce facem noi, este raportul nostru pe care îl aducem noi, raportul nostru pe care îl aducem noi înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi și pentru tot ceea ce este El. Așa că să știți că astăzi când o să vorbesc despre închinare, nu o să mă refer doar la ceea ce am făcut noi aici. Apropo, v-a plăcut ce am făcut noi aici astăzi? V-a plăcut îndemnurile? De obicei, vă place ceea ce se întâmplă aici? Normal că ne place, sună bine, încercăm, facem repetiții pentru asta. Dar acum haideți să trec la ceva mai personal. Vă place modul în care ați dăruit luna asta? Slavă Domnului! Vă place modul în care v-ați comportat la locul de muncă luna aceasta? Vă place modul în care ați interacționat cu prietenii voștri luna aceasta? Vă place modul în care ați interacționat cu partenerul de viață luna aceasta? Aveți timp să meditați săptămâna asta. Ceea ce vreau să scot în evidență este că închinarea pe care o aducem noi lui Dumnezeu nu este doar atât. Ci este, după cum spuneam, și la locul de muncă, este și cu partenerul de viață. Închinarea se referă și la atitudinea cu care venim la biserică. Putem să venim sau să stăm și să stăm, de fapt, pe un scaun, să nu facem nimic, să fim doar aici, cum zicea dimineața fratele Coman, cu corpul, mintea să fie probabil departe. El spunea că era mic și dormea. De aia era numai cu corpul, dormea. Noi putem să fim aici cu corpul, să nu dormim și totuși să mintea să ne fie în altă parte, să nu facem efectiv nimic. Contează atitudinea cu care venim. Prin modul acesta ne putem închina înaintea lui Dumnezeu. Deci închinarea vreau să o privim din mai multe perspective. Așa că atunci când veți auzi despre închinare, să știți la ce mă refer. Apropo, mi-am adus aminte acum de dimineață când am venit la biserică. Era pe drum, pe partea opusă a drumului, era o doamnă tânără, undeva la 30 de ani aproximativ, și mergea pe bicicletă. Doamna, foarte relaxată, cu mâinile așa, ea pedala și stătea așa cu mâinile și a trecut la un moment dat pe lângă o biserică. Asta mi s-a părut genial. A trecut pe lângă biserică și a luat repede mâna și a început să-și facă vreo trei cruci, așa, una într-una, dar nu pus mâna pe ghidon. Nu conta că venea mașină, că venea pieton poate sau așa, urma trecere de pietoni. Ea a mers, ea și-a făcut închinarea. Probabil pentru unii oameni doar atâta este închinare. Nu contează că s-ar putea să întâmpin pericole pe drum. Închinarea lor se rezumă doar la atâta. Astăzi aș vrea să vedem un pasaj din Sfânta Scriptură care ne vorbește despre închinare și care pune în contradicție două tipuri de închinare. Și o să vedeți despre ce vorbesc. Aș vrea să citim, pentru că urmează să citim în următoarele zile, aș vrea să citim acum, iar când vom veni cu caietul ne va fi mult mai ușor și probabil vom avea ce să notăm. Exod capitolul 32,
Începând cu versetul 1. Este un text pe care îl știți. Nu este o noutate. De aceea spun de pe acum că nu o să fie nu știu cât de teologică sau așa. O să încerc să mă fac în primul rând pe mine conștient asupra unor aspecte despre închinare și de astăzi încolo să le pun în aplicare. Și de asemenea o să încerc să vă fac și pe voi conștienți de aceste lucruri și de astăzi înainte să ne schimbăm modul în care ne închinăm. Exod capitolul 32. Poporul, văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile neveselor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au dus lui Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Apropo de sărbătoare. A doua zi, se pare că sunt sărbători și rele. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut, de-a mâncat și a băut. Apoi s-au sculat să joace. Domnul a zis lui Moise: Scoală-te și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și și-au făcut un vițel turnat. S-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Dumnezeu a zis lui Moise: Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i ștergi de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Acesta este textul pe care am vrut să vi-l aduc înainte voastră și după cum ați observat deja, în acest text spuse două tipuri de închinare în contradicție. În primul rând, vedem poporul israelit, care ce face? Își construiește un vițel de aur, pentru că Moise nu mai era acolo, ei își construiesc un vițel de aur înaintea cărora se închină. Și pe de altă parte îl vedem pe Moise, care este în părtășie profundă, cum probabil niciunul de aici nu am fost, sau bănuiesc că nu am fost, cu Dumnezeu pe munte și se închină. O închinare plăcută lui Dumnezeu, în contrast cu o închinare neplăcută lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să vedem câteva lucruri. Ceea ce o să vorbesc stă sub un titlu simplu și este un titlu de la care cred că o să avem de învățat și de la punctele care completează acest titlu. Închinarea care îl onorează pe Dumnezeu. Astăzi despre asta o să vorbim. O să încercăm să vedem despre închinarea care îl onorează pe Dumnezeu cu scopul, după cum am zis, ca de astăzi, să aducem o închinare care cu adevărat să îl onoreze pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu se uită spre noi, să nu spună la fel cum au spus în dreptul israeliților: S-au stricat. Ci să se uite cu plăcere: Doamne, ajută-ne să aducem o astfel de închinare. Textul pe care l-am citit, după cum spuneam, este destul de bine cunoscut, dar totuși o să precizez câteva lucruri de context. Cred că sunt necesare, ne ajută să înțelegem unele aspecte, poate sunt lucruri simple, probabil, pe care unii dintre voi le-ați citit deja, dar poate unii nu și de aceea vreau să le menționez. După cum știți, apare la finalul instrucțiunilor pe care Dumnezeu îi le dă lui Moise direct, instrucțiuni cu privire la facerea cortului și știți cât
este de exact acolo, cu toate detaliile posibile. Pe lângă asta, îi dă instrucțiuni pentru consacrarea preoției aronice și, în fine, mai multe instrucțiuni. Sunt instrucțiuni destul de stricte, dar instrucțiunile astea au avut un scop. Adică Moise trebuia să facă lucrurile acestea și să le facă exact. De ce? Pentru că ce reprezenta cortul până la urmă? Pentru israeliți, ce reprezenta viitorul cort care urma să se facă? Locul de întâlnire cu Dumnezeu, adică locul unde Dumnezeu se cobora. Deci trebuia să fie alcătuit perfect. Și Dumnezeu dă aceste instrucțiuni. Totul pare foarte bine până apare acest episod pe care tocmai l-am citit. Moise, după cum am văzut deja, termină dialogul cu Dumnezeu într-o notă negativă. Sau spre finalul dialogului, într-o notă negativă, în care Dumnezeu zice lui Moise să se ducă la poporul acesta pentru că s-a stricat și mânia lui Dumnezeu, așa, după cum ați auzit. Poporul a construit un vițel de aur care pentru ei era reprezentația lui Dumnezeu. Deci vițelul ăla de aur era reprezentația lui Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului. Acum, în Orientul apropiat, lucrul ăsta era obișnuit, să-ți faci ceva, o reprezentație a unui Dumnezeu. Erau multe zeități în Egipt și acum, cum poporul Israel a venit tocmai din Egipt, normal că au prins probabil câteva obiceiuri de la ei. Aș vrea să nu-i judecăm prea aspru pe israeliți, pentru că au stat mult în Egipt. Hai să vedem cam cât au stat în Egipt, dacă vă mai aduceți aminte. 400 cât? 30. 430 de ani. După 430 de ani zic și eu că ei obiceiuri dintr-un anume popor sau dintr-o anume cultură. Eu stau de, 4 ani, probabil în Târgoviște și deja am luat unele obiceiuri. Când mă duc în satul mare spun ei despre mine că deja gata, nu mai ești de-a nostru. Nici cum vorbești și asta mi se pare ciudat, că graiul nu cred că mi l-am schimbat cel țin așa mult. Așadar, ei au construit vițelul ăsta pentru că erau un lucru normal pentru egipteni și probabil au luat și ei de la ei, de la egipteni, treaba asta. Dar l-au făcut cu scopul de a se asigura că Dumnezeu, care i-a scos din Egipt, este cu ei acolo. Normal, au procedat ca păgânii și chiar au încălcat una dintre cele 10 porunci pe care Moise urma să le aducă. Încă nu le aveau efectiv, dar urma Moise să le aducă și... Interesant, că ei oricum știau despre modul de închinare pe care trebuie să-l aducă înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că trăiau în Egipt, totuși aveau cunoștințele părinților lor, cum să aducă jertfe, probabil ce jertfe să aducă și așa mai departe. Până la urmă, Moise, asta i-a zis lui Faraon, nu? Lasă-ne să ieșim ca să, ce să facem? Să ne închinăm, să aducem jertfe înaintea Dumnezeului nostru. Deci aveau cunoștință despre asta. Acum... O să spun o problematică, probabil pentru unii, care dintre porunci a fost încălcat atunci? Unii spun că prima poruncă, și care e prima poruncă? Să nu alți Dumnezei. Într-adevăr, asta este prima poruncă. Dar nu cred că asta a fost neapărat încălcată. A doua poruncă a fost încălcată. Să nu-ți faci chip cioplit. Prima poruncă spunea despre, sau învăța pe evrei, la cine să se închine, efectiv. Iar a doua poruncă, învăța despre modul în care trebuia să se închine. Nu o să zăbovesc mult asupra acestui lucru, pentru că voi reveni mai târziu. Așadar, putem foarte ușor să ne asemănăm cu evrei și cred că o facem de multe ori, și anume să încălcăm cea de-a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit. Lucrul ăsta, adică expresia asta, să nu-ți faci chip cioplit, cred că e atât de biblică, să zicem așa, încât nu știu dacă o înțelegem în contextul nostru de astăzi. Poate pentru unii a să-ți faci chip cioplit înseamnă doar să-ți faci o cruciuliță sau icoane sau cine știe ce feluri de obiecte cum au egiptenii și înaintea lor să te închini. Dar o să vedem mai încolo, de fapt, ce înseamnă să-ți faci chip cioplit în contextul nostru. Pe mine, Dumnezeu mie personal mi-a vorbit din acest pasaj, din această expresie și am învățat, mi-am dat seama de fapt de un anumit lucru și anume de faptul că mai mult decât mi-am imaginat vreodată, mi-am făcut
chipuri cioplite. Mi-am făcut chipuri cioplite mai mult decât mă gândeam eu vreodată. Poate atunci când veneam la biserică, când mergeam la biserică în mod obișnuit, îmi făceam chipuri cioplite. Poate în relația cu alți oameni îmi făceam chipuri cioplite. Și o să vedeți despre ce este vorba. Dar înainte de asta, îți vreau să vedem un prim lucru pentru noi, ca să ne închinăm astfel încât să-L onoreze pe Dumnezeu. Astfel, închinarea care îl onorează pe Dumnezeu, în primul rând, are la bază o relație profundă, personală cu Dumnezeu. Poporul nu-L cunoștea pe Dumnezeu, hai să fim serioși. Uitați-vă, când au văzut că Moise nu mai vine, poporul a venit la Aron și a zis să-i facă un Dumnezeu. Așadar, era Dumnezeul care era cel care i-a scos, într-adevăr, din Egipt, dar ei aveau nevoie de o reprezentație a lui Dumnezeu. Aveau nevoie de cineva. Pentru ei, până atunci, cine a fost acea reprezentație? Moise. Acum, văzând că Moise zăbovește să vină, s-au văzut descoperiți. De ce? Pentru că nu-L cunoșteau personal pe Dumnezeu. Și eu cerut lui Aron să facă acest vițel. Spuneam că ne asemănăm cu evrei în unele privințe, așadar nu ar trebui să-i judecăm foarte aspru. Evrei atunci când nu mai îl aveau pe Moise, după cum spuneam, erau pierduți, aveau nevoie de un om alături, aveau nevoie de un obiect alături, aveau nevoie de ceva care să le readucă confortul prezenței lui Dumnezeu acolo. Ei erau puntea de legătură, ei nu, efectiv, nu erau puși în legătură cu Dumnezeu. Și mai este un aspect foarte important. Evrei, pe lângă faptul că îl aveau pe Moise, care era puntea de legătură, ei mai aveau totuși unele cunoștințe despre Dumnezeu din străbuni. Adică știau cu siguranță poveștile despre Iosif, cum a ajuns el în conducerea Egiptului, cu siguranță știau despre Avram, Isaac și Iacov. Până la urmă, Dumnezeu, când îi se prezintă lui Moise, cum se prezintă? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și când îi spune să meargă la popor, ce îi spune să le spună la început? Cine este el? Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Cu alte cuvinte, Dumnezeu părinților voștri. Ei știau de la părinții lor tot felul de informații despre Dumnezeu, dar problema este că cunoașterea lor era limitată doar la atât. La prezența lui Moise în mijlocul lor, care era direct transmițătorul de la Dumnezeu și la cunoștințele pe care le aveau de la părinții lor. Așadar, știau aceste lucruri, însă nu le oferea asta nici de cum o cunoaștere personală. Acum, cred că fiecare suntem conștienți de un anumit lucru. Putem să venim în biserică, putem să ne naștem în penticostalism, putem să fim aduși de mici aici și cu toate astea să nu fie existat momentul ăla de întâlnire personală cu Dumnezeu. Putem să știm și noi, la fel ca evrei, putem să știm de la părinții noștri despre Dumnezeu. Putem să știm de la ei modul în care l-au experimentat, minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor. Putem să auzim tot felul de experiențe din astea supranaturale pe care Dumnezeu le-a făcut în viața unora sau altora, sau efectiv bucuria pe care o simt în prezența lui Dumnezeu. Însă, foarte bine, stând aici pe bancă, putem ca noi să nu-L cunoaștem personal. Și asta este un pericol. Asta este un pericol, pentru că dacă se întâmplă în felul acesta, adică dacă cumva nu a existat punctul ăla de întâlnire personală cu Dumnezeu, aș vrea să ne punem clar problema închinării noastre. Pentru că în momentul în care nu suntem siguri de faptul că a existat acel moment de schimbare radicală în viața noastră, s-ar putea ca închinarea noastră să nu-i mai fie plăcută lui Dumnezeu, pentru că închinarea are la bază o cunoaștere personală. N-ai cum să te închini lui Dumnezeu astfel încât închinarea ta să-L onoreze și tu să nu știi cine este El, tu să nu-L știi personal pe El. La fel ca poporul evreu. Dacă se întâmplă asta, nu L-ai cunoscut și totuși mimezi o închinare, s-ar putea să fie doar o mimare. S-ar putea să fii doar să vii aici, doar să te pui pe bancă și cum îi place lui Adi să spună, să fii un consumator de program și să te duci acasă la fel și poate să vii și duminică și poate să vii și duminică seara și duminică dimineața. Ei au încurcat un pic oalele, evrei, și mi-e frică că nu cumva să încurcăm și noi un pic oalele. Ei au atribuit succesul ieșirii din Egipt unui vițel de aur.
Noi încurcăm oalele crezând că modul în care noi ne închinăm, poate vițelul de aur pe care îl facem noi, modul de construcție a închinării pe care îl credem noi, ni se pare nouă bun, îl onorează pe Dumnezeu. S-ar putea să fie la fel ca un vițel de aur. Să ne imaginăm un lucru. Să ne imaginăm că niște oameni din biserică, vorbesc de oamenii ăștia despre care vorbeam până acum, adică oamenii care vin și sunt doar consumatori, se duc din orașul Târgoviște. Vin la biserică, până aici au frecventat duminică de duminică și la un moment dat o trăiesc ei să meargă din Târgoviște. Și merg în Sinaia, Predeal, nu știu, în zona Prahovei sau în zona Dobrogea, în zona Dobrogea unde sunt orașe care nu au vreo biserică penticostală, sau se duc în Sinaia unde de asemenea acum nu de mult s-a deschis o biserică, într-o zonă din asta mai aridă spiritual. Credeți că oamenii ăștia, când ajung acolo, dacă de aici nu-L cunosc personal pe Dumnezeu, dacă aici nu au avut întâlnirea personală cu Dumnezeu, credeți că acolo, singur fiind, lipsiți de biserică, care pentru ei probabil era ce era Moise pentru popor, reprezentația lui Dumnezeu, credeți că vor fi super spiritual, se vor închina în fiecare zi, vor face evangelizare, vor aduce oamenii la pocăință sau se vor asemăna cu poporul evreu, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu? Normal că atunci când ieși din confortul tău, atunci când ieși din mediul bisericesc cu care ai fost obișnuit și dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu personal, normal că ai toate șansele să te duci pe răpă. Și încă ceva. Normal că atunci când poate Dumnezeu te vindecă de un anumit lucru, să știți că s-au întâmplat exemple de felul ăsta, în care Dumnezeu a vindecat un om de o anumită boală după un anumit timp, pentru că nu a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, nu a simțit efectiv prezența lui Dumnezeu în viața lui, acea persoană s-a depărtat de Dumnezeu. La fel ca poporul evreu. La fel ca israeliții. Pentru că nu obișnuiau să citească probabil din Scriptură, pentru că nu aveau o viață de rugăciune disciplinată, pentru că relația lor cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, era șubredă și se rezuma doar la vizitele de duminică dimineața. Cam ăsta e cuvântul, la vizitele de duminică dimineața la biserică, la vizitele de duminică dimineața seara, poate și peste săptămână. Să știți că m-am văzut la un moment dat în viața mea prins de acest pericol. În liceu, în satul mare, aveam o viață destul de activă, spiritual vorbind, cel puțin bisericesc vorbind, eclesial. Veneam la repetiții luni, marți, miercuri, joi, vineri, în fiecare zi din săptămână, în afară de sâmbătă, era vreo activitate. Și la un moment dat m-am văzut în pericolul acesta. Am început să-mi pun probleme serioase. Mi se părea la un moment dat totul atât de clișeic, atât de obișnuit. Facem asta, bun, facem cealaltă. Încât am început să-mi pun întrebări serioase. Și aș vrea să vă îndemn și pe dumneavoastră. Dacă veniți des la biserică, vă închinați, veniți, mai dați îndemnuri, predicați, puneți-vă întrebări serioase dacă cumva ați avut acea experiență cu Dumnezeu. Ca nu cumva să fim și noi vinovați de încălcarea celei de-a doua porunci. Să nu-ți faci chip cioplit. Adică să vii la biserică, să crezi că te închini și de fapt închinarea ta să fie ca un vițel de aur înaintea lui Dumnezeu. Așadar, nu este îndeajuns să experimenteze alții acest punct important din viață, ci trebuie să-l experimentăm noi. Pentru că dacă cu adevărat vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem personal, pentru că asta are la bază închinarea care îl onorează pe Dumnezeu. În al doilea rând, un al doilea lucru pe care aș vrea să-L învățăm, astfel încât să ne putem închina, astfel încât să-L onorăm pe Dumnezeu, este că atunci când ne închinăm, trebuie să știm un lucru clar. Atunci când ne închinăm, trebuie să ne fie clară în mintea noastră viziunea pe care o are Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu pe care ni l-a descoperit. În capitolul 25-27, în capitolele precedente, nu știu dacă o să observați, dacă o să parcurgeți împreună cu noi Exod, o să vedeți că sunt unele expresii, și chiar vă rog să urmăriți, sunt unele expresii care vorbesc despre lucrul ăsta. Capitolul 25, spre exemplu, la un moment dat spune acolo să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. După aia capitolul 26, ceva asemănător. După chipul care ți s-a arătat pe munte. Capitolul 27, așa cum ți s-a arătat pe munte. De ce o trebuie să
spună Dumnezeu tot timpul, așa să faci, exact așa, exact așa. Exact cum ți-am spus eu, exact voia aia pe care o știi tu specifică pentru tine. Exact acolo să fie pus altarul tămâierii, exact acolo să fie pus, nu știu, exact așa să fie construit lemnul ăla. Să aibă mirosul, exact ăla să fie. Pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne revelează lucruri. Asta a făcut cu poporul evreu. Le-a arătat minunii. Le-a arătat tot felul de lucruri. Urma să le dea poruncile astea exacte. Nouă astăzi, Dumnezeu ne revelează lucruri. Cea mai perfectă revelație pe care o avem prin Hristos. Oameni buni, noi avem astăzi un beneficiu extraordinar. Avem revelația prin Hristos. Dumnezeu ne-a revelat supremația, divinitatea, întruchipată în Hristos. Credeți că Dumnezeu nu vă poate revela modul în care să vă închinați? Credeți că Dumnezeu nu vă poate arăta exact chipul pe care El vrea să-l faceți? Ca nu cumva să fie un chip străin, un chip cioplit, ca vițelul acela. Închinarea trebuie să fie în acord cu viziunea lui Dumnezeu, cu chipul pe care Dumnezeu ne-l arată. Și numai prin revelație, prin revelația prin Hristos. Asta este revelația perfectă. Dar nouă astăzi ne-a lăsat atâtea obiecte, atâtea lucruri, atâtea întâmplări, poate, prin care putem să ne extragem pentru noi, să vedem voia lui Dumnezeu pentru noi. Spre exemplu, Biblia. Oameni buni, Biblia nu e un lucru uitat, nu e un lucru trecut, nu e un lucru vechi, un lucru actual pentru noi astăzi. Îmi spunea Dani acolo pe bancă că Dumnezeu a vorbit din Exod, din capitolul 18 în special, niște lucruri extraordinare și dărâmă poate unele preconcepții pe care le aveau oamenii. Și este adevărat, dacă citești Biblia cu scopul de a ți se revela Dumnezeu căutându-L pe El, vei găsi lucruri interesante. Pentru că pericolul creștinilor uneori este acela de a citi Biblia cu obloanele alea pe care le pui la cal, știi? Adică prin găurica aia de cheie, nelăsându-se prelucrați de Duhul lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că poporul israelit a cerut lui Aaron să facă vițelul de aur, după aceea Aaron a construit, bineînțeles, un altar și interesant că și altarul ăla pe care l-a construit Aaron, tot în cinstea Dumnezeului care l-a scos din Egipt a fost. Și poporul, închinându-se în jurul și jucând în jurul vițelului, credeau că probabil se închină la fel cum s-a închinat și când a ieșit din Egipt. Și a început să joace Maria. Știți că este pasajul ăla în care zice că Maria a luat în mână, nu mai știu ce instrument, așa, și a început să joace și toate femeile după el au jucat împreună. Au început și ei să joace de data asta și probabil au crezut că fac la fel, că se închină înaintea lui Dumnezeu, dar în fața lor era de fapt vițelul de aur. Știți când putem fi acuzați că am călcat cea de doua poruncă? După cum spuneam, nu neapărat atunci când avem tot felul de icoane și lucruri înaintea cărora poate ne închinăm, ci mai ușor și mai repede putem să fim acuzați de acest păcat când închinarea pe care o aducem este pe placul nostru. Aici este cheia celei de-a doua porunci. Facem un chip cioplit atunci când închinarea pe care o aducem este după bunul nostru plac. Atunci când spunem cum ar trebui să arate oamenii. Noi ne facem un chip cioplit. Să știți că ne facem un chip cioplit atunci când venim la biserică și în mintea noastră deja avem cum trebuie să se întâmple aici toate lucrurile. Cum trebuie să vină îmbrăcați oamenii, ce trebuie să poarte, ce trebuie să nu poarte, cum trebuie să se miște pe scenă, ce trebuie să facă. Noi să stăm doar pe bancă, să privim și să judecăm. Asta nu-i bine, asta nu-i bine. Să știți că s-ar putea să fim în pericol de a ne face un chip cioplit după bunul nostru plac, crezând că așa cum vrem noi, așa cum spunem noi că ar trebui să fie închinarea, închinarea plăcută lui Dumnezeu și de fapt să fie după bunul nostru plac. Atunci putem să fim acuzați de încălcarea celei de-a doua porunci.
Să cum stă dirijorul, cum stă... Acum noi nu avem dirijor, îl avem pe Dani, care e liderul de închinare. Da, cum stă păstorul, cum vorbește, cum nu știu ce. Noi, în capul nostru închinarea e formată, dar s-ar putea ca fiecare să-și fi făcut un chip cioplit. De asemenea, discutând puțin mai aplicativ, știți când suntem vinovați de acest păcat al facerii unor chipuri cioplite? Am auzit la un moment dat, vă spun întâmplarea asta și o să vă dați seama despre ce e vorba, adică are legătură cu ce v-am spus adineori. La un moment dat a venit la noi, la biserică, în satul mare, probabil v-am mai spus, nu mai țin minte exact, un bărbat care spunea despre el că este proroc, da? Profet. Și a avut el niște lucrări pentru o biserică și așa mai departe. La un moment dat, a fost spus să aibă câteva cuvinte pentru noi. A mers omul în față, a deschis Biblia la Psalmul 1 și a citit versetul binecunoscut care spune așa: tot ce începe duce la bun sfârșit. Adică așa se termină versetul, da? Și acum, mod de interpretare. Asta însemna pentru el închinare. Adică pe el a deranjat modul în care eu m-am închinat. Eram pus direct în problema aceasta, pentru că am cântat și aveam, după cum vedeți și acum, că am barbă. Și el era deranjat de faptul că eu aveam barbă. Și el a luat un text din Sfânta Scriptură care i s-a părut lui mai potrivit pentru asta și a încercat să-mi spună mie că modul în care eu mă închin nu-i bun. Dintr-un pasaj care n-are nicio treabă cu asta, cu barba. Asta este probabil cel mai clar exemplu de un om care își face un chip cioplit. Asta înseamnă să ne facem un chip cioplit în zilele noastre. Să credem că așa cum vrem noi, așa cum ne place nouă, să citim Biblia așa cum ne place nouă, așa cum vrem noi și să le impunem și altora lucrul acesta. Dragii mei, vreți în această seară să ne descopere Dumnezeu chipul pe care îl vrea El pentru închinarea noastră? Pentru închinarea din această biserică? Vreți să arătăm dragoste unul altuia? Știți cum putem face asta? Printr-o închinare plăcută lui Dumnezeu. Vreți să fim lipsiți de egoism? Pentru că asta probabil demonstrăm. Apropo, asta s-a vorbit de dimineață de egoism și mi-a rămas în minte lucrul ăsta. Asta probabil demonstrăm în momentul în care venim înainte oamenilor, în momentul în care le spunem cum ar trebui să se închine pentru că ne place nouă. Totul se învârte în jurul nostru. Aici este problema. Totul se învârte în jurul nostru. Și în momentul ăla s-ar putea să fii vinovat de alcătuirea unui chip cioplit. Vă mai spun o ilustrație pe care ne-a spus-o un profesor la institut și el mi-a deschis atunci prima oară, cred că, perspectiva asupra interpretării în zilele noastre a acestei porunci, să nu-ți faci chip cioplit. Mi-a spus la un moment dat că au avut la ei în biserică, au avut o întâlnire cu liderii de școală duminicală. Și el spunea în felul următor, înainte de a ne spune nouă treaba asta, ne-a spus așa: să știți că mulți oameni, chiar când vin la biserică dimineața, își fac chipuri cioplite. Și n-am știut la ce se referă. Și ne-a povestit această întâmplare, a spus că s-au întâlnit surorile și frații care sunt la școala duminicală, s-au întâlnit împreună cu păstorul, cu el, și le-a spus o problemă. Le-a spus că nu le ajunge 2 ore de dimineață ca să își pregătească lecția. Și acum el era șocat. Adică eu sunt profesor la institut și în 45 de minute, în principiu, de obicei cam atâta ținea o lecție la el, 45 de minute, după care ne dădea o pauză și iar 45 de minute și așa mai departe. Adică eu reușesc să-mi propun să fac ceea ce mi-am propus în 45 de minute și voi în 2 ore nu sunteți capabili, poate cu niște copii, să faceți lucrul acesta. Și atunci profesorii și-au spus oful, de fapt. De ce nu pot ei să facă în 2 ore de vreme lecțiile? Pentru că, na, programul începe la 10, părinții vin abia pe la 10 jumate cu copiii, probabil,
și mai târziu, cine știe, după aia, na, până se dezbracă un sandwich, nu știu ce, mai aveau ei pe acolo, și s-a dus deja o oră și un sfert, probabil, și când să începi să faci lecția, vorbești un pic, după care vin părinții după copii și așa mai departe, și se duce duminica. Și atunci el a semnalat o problemă. Nu zic că asta e problema de aici. Spun doar că, adică nu știu, Corneluța trebuie consultată în privința asta. Însă, ceea ce vreau să spun, este, adică ceea ce am vrut să fac prin acest exemplu, este să vă exemplific, să vă argumentez ceea ce am demonstrat până acum. Adică, el spune în felul următor. Oamenii de dimineață își fac un chip cioplit. De ce? Pentru că se trezesc și timpul ăla de cafeluță împreună cu soția alungesc. Ei știu că duminică e program și știu că acolo vin să se închine și așa mai departe, dar ei își fac un chip cioplit, pentru că ei cred că e ok dacă ajungi și la, nu știu, la 11 fără un sfert, să zicem. Poate sunt și unii din ăștia. E ok dacă ajungi la 10 să-i duci pe copii, de fapt la 11 să-i duci pe copii la școală duminicală. Ei își lungesc frumos cafeluța de dimineață cu partenerul, mai lungesc somnul de dimineață și mai dau amânare la telefon și așa mai departe. Și în modul acesta își construiesc un chip cioplit și își fac un obicei din asta și cred că modul în care ei vin la biserică, cred că atitudinea pe care ei o au când vin la biserică este plăcută înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea să fie o închinare plăcută doar lor, pentru că și-a făcut viața mai confortabilă. Pentru că și-a făcut timpul ăla de dimineață mai confortabil. Personal, am fost cercetat de gândurile astea pe care le-am auzit din partea profesorului și recunosc că trebuie să mă mai disciplinez pe partea asta. Domnul să ne ajute pe fiecare. Aș vrea să facem o rugăciune acum la final, să nu uităm două aspecte. Dacă vrem să ne închinăm astfel încât să-L onorăm pe Dumnezeu prin închinarea noastră, haideți să căutăm o relație personală cu El. Dar nu numai o dată. Să fie zilnică, să-L cunoaștem cât mai profund. Pentru că doar așa, probabil, vom avea revelație. Doar așa, probabil, vom ști care este voia lui Dumnezeu, pentru că, după cum spuneam în al doilea rând, o închinare care îl onorează pe Dumnezeu are la bază voia lui Dumnezeu. Adică omul care se închină astfel încât să-L onoreze pe Dumnezeu știe clar viziunea lui Dumnezeu pentru el. Aș vrea să ne rugăm acum la final. Aș vrea să ne rugăm. Și dacă vreți ca în biserica aceasta Dumnezeu să fie onorat prin închinare, și nu mă refer doar aici, doar ce se întâmplă aici, să fie onorat prin închinarea pe care o fac oamenii care frecventează această biserică, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne reveleze chipul Lui. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să reveleze modul în care vrea El să ne închinăm. Să ne spună specific cum ar trebui să facem. Să ne spună specific ce nu-i place închinării noastre, să ne spună specific care este chipul cioplit pe care ni l-am făcut ca să-l alungăm din viața noastră, să ne spună specific că închinarea pe care am adus-o lui până acum a fost după bunul nostru plac. Dacă trebuie să o facă direct, să o facă direct, să ne spună specific. Haideți să căutăm fața lui Dumnezeu și să vedem care este închinarea plăcută lui. Haideți să ne plecăm capul lui, să ne rugăm.